La începutul lunii octombrie, sub coordonarea profesorului Ioan Popcurșeu de la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babes-Bolai și a istoricului Valer Simeon Cosma, cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, a ieșit de subtipar un volum de studii care abordează fenomenul magiei și vrăjitoriei, din mai multe perspective, acoperind un spectru geografic, cronologic și tematic larg. Volumul a cărei publicare a fost finanțată de Muzeul Județean din Zalău reunește o parte dintre lucrările susținute sub formă de conferințe în cadrul unui coloviu internațional ce a avut loc la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolai în perioada 17-19 octombrie 2019. Coloviul a fost organizat în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă, Zalău și cu Teatrul Național Lucian Blaga din Cluj, în cadrul unui proiect de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe independente susținute de Ministerul Educației și Cercetării. Studiile din volum abordează teme precum vrăjitoarele secolului al XVI-lea din Cluj, raportul dintre magie și religie în lumea țăranilor ardeleni din secolul al XIX-lea, străvechiul ritual al cămăși ciumei sau reprezentării ale vrăjitoriei în film. Sigur că la o privire superficială, varietatea studiilor prezentate în acest volum poate părea excesivă. La o privire mai atentă însă se desenează numeroase corespondențe tematice și fire de legătură. Unul dintre aceste fire principale de legătură este tocmai imaginea. Toate articolele reunite în aceste pagini explorează modalități în care de-a lungul istoriei s-au constituit diverse imagini ale vrăjitoarelor și ale vrăjitoriei, fie că este vorba de reprezentări sociale cu ecouri la scară largă, fie că este vorba de reprezentări artistice obiectivate pe diverse suporturi ori în varii forme de expresie artistică. Cei interesați de conținutul acestui volum pot să-l achiziționeze de la sediul Muzeului Județean de Istorie și Artăzalău, strada Unirii, numărul 9.